Ei bine, în această vreme, Europa prinde viteză în ideea mai multor nuclee cu viteze de dezvoltare diferite. România nu intră deloc în viteză pe această temă, nu există nicio dezbatere la subiect. Chiar acum, la Bruxelles, se află și președintele și premierul României, au însă agende separate. Absolut remarcabil, polonezul Donald Tusk a fost reales președinte al Consiliului European cu un singur vot împotrivă, votul țării sale, al Poloniei. Explicații imediat în jurnal, nu uitați, e joi și invitatul nostru la ora 21 va fi Cristian Tudor Popescu. Începem! Neymar, apare Sergio Roberto! Sergi Roberto, gol al Barça. Gol la Barça, înțelegem, pentru că e catalană, nu e spaniolă. Ei sunt comentatori la radio în Spania după victoria uluitoare a Barcelonei aseară, 6-1 în fața Paris Saint-Germain. Niciodată nu s-a mai întâmplat în istoria Champions League ca o echipă să depășească un deficit de 4-0 în tur. A făcut-o aseară Barcelona, nu e de mirare deci că jurnaliștii pe care îi vedeți aproape că și-au pierdut mințile la microfon. Absolut remarcabil și ce s-a întâmplat pe teren. Europa cu două viteze acum, e noua dezbatere oficială a liderilor Uniunii Europene. Vorbim de fapt despre o realitate existentă de mai multă vreme. Provocarea este acum oficializarea, formalizarea acestei stări de fapt. Țările puternice pledează pentru acest concept care le-ar permite să avanseze mai repede în diverse domenii. Asta ar putea crea însă decalaje și mai mari între țările Uniunii Europene, avertizează specialiștii. Președintele României, Klaus Iohannis, a plecat astăzi la Bruxelles, unde participă la o ședință a Consiliului European. Tot acolo este și premierul Sorin Grindeanu. Mergem rapid, în direct, la Sergiu Voicu. El vine cu explicații despre acest Consiliu. Sergiu, ce știi? Bună seara! Bună seara, Cosmin, bună seara tuturor. Am putea spune că sunt discuții foarte importante la Bruxelles. Chiar înainte de a pleca în Belgia la Bruxelles, șeful statului, președintele Klaus Iohannis, vorbea despre poziția României la acest Consiliu și despre faptul că nu susține o Europa, o Uniune Europeană în două viteze. România vrea o unitate, vrea o Europa unită și puternică, pentru că aceste două viteze în care statele mai slabe sunt împinse de la spate de marile puteri, nu ar trebui aplicată, ci ar trebui lăsate fiecare să își aleagă gradul de dezvoltare și gradul de integrare în Uniunea Europeană. Spuneai foarte bine, la întâlnirile de la Bruxelles este și premierul Sorin Grindeanu, însă nu la aceleași întâlniri. Premierul s-a dus în Belgia pentru a discuta cu omologii săi europeni, cu premieri din alte state europene și o întâlnire foarte importantă cu partidul din care face parte, familia partidului politic din care face parte. Desigur, a vorbit la Bruxelles Sorin Grindeanu și despre această poziție a României față de o Europa în două viteze. Spunea premierul Sorin Grindeanu că România trebuie să fie într-o Europa puternică în care să vedem unitate, pentru că este foarte important și pentru modul în care se va dezvolta țara noastră în acest context. Și desigur, Brexitul este un alt subiect de
actualitate, discutat chiar la această oră la Consiliul Europei. Premierul britanic, Theresa May, își prezintă acolo punctul de vedere. Vom vedea dacă după aceste discuții va rămâne această decizie de a pune în vigoare articolul 50 din Tratatul Uniunii Europene de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană, de activare a procedurii. O procedură care, desigur, că ar urma să aibă efecte și pentru țara noastră și poate nu efectele cele mai potrivite. Și un ultim subiect foarte important și care s-a întâmplat în urmă cu puțin timp, alegerea președintelui Consiliului European, un alt test de la Bruxelles, pentru că am văzut de această dată, deși au fost emoții mari în acel moment, am văzut unitate, pentru că Donald Tusk a fost reales președinte al Consiliului Europei, deși cu emoții, vă spuneam, chiar țara din care provine, Polonia, nu i-a dat girul, nu a semnat pentru președinția acestuia. Polonia, de altfel, amenință că nu va semna scrisoarea de la finalul summitului, iar dacă Polonia nu va semna această scrisoare, practic toate discuțiile din aceste zile pot fi considerate anulate. Sergiu Voicu, mulțumesc pentru detalii. Fost prim-ministru, fost șef al PSD, Victor Ponta, se reinventează de la o zi la alta. Devine cel mai puternic și mai vocal critic din interior al președintelui PSD și al guvernării. Și eu aș mări salarii și pensii, dar nu înțeleg de unde vin banii. Asta spune Victor Ponta. Nu înțelege nici felul în care conduce Liviu Dragnea, stilul său solitar, adică e de neînțeles. Explicați. Vreau să spun că, repet, susțin și mă bucur și o să votez să mărim salariile și pensiile, sau sigur, să... dar vreau să știu și eu, și mă gândesc, cred că fiecare om zice, domne, dar dacă n-a găsit guvernul în curte niște diamante sau petrol, de unde vin banii aia? Vreau să cred că le-am spus oamenilor să voteze cu PSD și ALDE și le-am spus bine și că lucrurile alea se întâmplă. Dar de ce credeți că s-a deteriorat această relație cu domnul Dragnea? Suntem stiluri diferite de conducere. Eu nu știu care e mai bun sau... Eu, de exemplu, n-am luat nicio decizie politică fără să mă consult cel puțin cu Liviu Dragnea, care era președinte executiv. Dar ne mai consultam noi doi, mai chemam încă doi, încă cinci. Mai întrebam pe Adrian Năstase, mai întrebam pe vicepreședinți, pe alți miniștri, vorbeam cu Tăricianu. Domnul Dragnea are un stil de conducere mai personal. Și discursul critic al lui Victor Ponta este întărit de un fost ministru de finanțe, este chiar ministrul de finanțe care a făcut parte dintr-unul din guvernele Ponta, Ioana Petrescu. Spune că presiunile guvernului asupra ANAF dau liber la, citez, marea evaziune. După doar două luni, bugetul gâfâie. Bugetul pentru anul 2017 este fundamentat pe venituri bugetare de 254,71 de miliarde de lei, cu 23 de miliarde mai mult decât încasările din anul 2016. Pe primele două luni ale acestui an s-au încasat doar 31,9 miliarde de lei, adică cu 0,9% mai puțin decât în primele două luni din 2016. Asta înseamnă că deja avem probleme. Din punctul meu de vedere, acest lucru nu este cauzat de faptul că ANAF-ul nu-și face treaba, ci pentru că veniturile au fost estimate mult prea optimist, probabil fără consultare cu cei de la fisc. Guvernul demarează în trombă planul de creștere a încasărilor, dar nu depășește viteza întâi. Declarațiile premierului sunt încurajatoare, dar ultimele măsuri care au vizat ANAF-ul parcă demonstrează alte intenții. În primul rând, sunt semne clare că forța ANAF-ului este în scădere. Mai întâi, președintele ANAF reduce sporurile inspectorilor din direcția antifraudă, cea care se luptă cu marea evaziune, de la 25 la 5%. Pare că guvernul își dorește să colecteze cât mai mulți bani la buget, dar fără să aranjeze marele evazionist. Prin planul anunțat de bun simț, dar insuficient pentru a-și atinge scopul, guvernanții parcă transmit un semnal către evazioniști, că acum își pot vedea nestingheriți de treaba lor, în condițiile în care, în ultimii trei ani, nu prea au putut să se desfășoare cum și-ar fi dorit. Pentru puțin timp, dăm deoparte contextul complex al neînțelegerilor dintre Victor Ponta și Liviu Dragnea, oricum le vom analiza imediat, și ne uităm cu atenție la ce contestă Ioana Petrescu. Mergem la Ligia Munteanu. Ligia, explică-ne, te rog. Bună seara!
Bună seara, Cosmin, bine te-am găsit. Este cel puțin așteptată reacția fostului ministru de finanțe, deși trebuie să recunoaștem că din punct de vedere economic sunt lucruri importante. De unde a început totul? În ianuarie, veniturile la buget au fost mici. Cu toate astea, guvernul continuă creșterile de salarii și tăierile de taxe. De unde să facă rost de bani? ANAF-ul ar putea fi soluția salvatoare, cred miniștrii, cel puțin. De aici a urmat o presiune pusă pe inspector pentru a mări gradul de colectare. Cum se face asta? Prin controle, deja anunțate de către inspector pentru luna aprilie. Verificările vizează declarațiile de impozit pe profit și TVA pe 2016, cu termen de depunere pe 27 martie. Însă nu pot face verificările oricum, ci în baza unui raport în care să demonstreze gradul ridicat de risc al firmei respective. Aici intervine Ioana Petrescu și argumentează că varianta pare să-i protejeze pe evazioniști. Mai mult, după scăderea sporului pentru inspectorii ANAF și tragerea angajațelor SRI din echipe, se poate ajunge la măsuri preferențiale în favoarea unora și, evident, în dezavantajul mediului privat per total. Că despre creșterea veniturilor la buget, măsurile sunt insuficiente și nepotrivite, spune fostul ministru. Dar vom relua subiectul pe larg și la Jurnalul Economic. Ne revedem la ora 22. Te așteptăm, Ligia Munteanu. Mulțumesc. Invitatul nostru în această seară este Dan Jurcan, sociolog. Bună seara! Bună seara! Vocală opoziția asta din interior a lui Victor Ponta? Da, din ce în ce mai vocală. În realitate, acest conflict, dacă vreți, între Liviu Dragnea și Victor Ponta nu este nou. Să ne aducem aminte că undeva prin luna septembrie-octombrie, Liviu Dragnea îl numea pe Victor Ponta ca fiind prietenul lui cel mai drag. Iar atunci când Liviu Dragnea te numește prietenul lui cel mai drag, este clar că lucrurile stau altfel. Sigur, supărarea a plecat probabil de la faptul că apropiații lui Victor Ponta nu se găseau pe listă. Să ne aducem aminte, exista atunci o dezertare către Partidul România Unită, în special a celor care erau nemulțumiți pentru faptul că nu sunt pe listă. Dar dincolo de asta, există în mod clar, dacă vreți, un miros al sângelui. Știți, într-o haită de lupi, atunci când masculul alfa, cel care este cel mai puternic, devine slab, lupii tineri îl provoacă. Mie mi se pare puțin ciudat că pe măsură ce procesul lui Liviu Dragnea avansează de la un termen la altul, apar voci din ce în ce mai vocale, ca și cum s-ar fi dat liber într-un fel la lupta pentru postul de lider în partid. Să nu uităm că în urmă cu 3-4 săptămâni Chirica de la Iași era cel care îl provoca pe Liviu Dragnea, a primit un cartonaș galben, deocamdată stă liniștit, acum îl avem într-o reluare pe Victor Ponta, care vine într-o poziție de forță și este pentru prima dată când se contestă, iată, nu numai stilul de leadership autoritar al lui Liviu Dragnea, se contestă și programul partidului, faptul că nu e sustenabil în actualele condiții, dacă vreți, de colectare bugetară. Și asta este o problemă, pentru că nu uitați că în campania electorală marele semn de întrebare legat de programul Partidului Social Democrat este în ce măsură el este sustenabil. Ori, pentru prima dată, Victor Ponta, care clar are experiență în ceea ce înseamnă guvernare, vine și spune nu mai măriți, de fapt nu spune nu mai măriți pensiile și salarii, el spune și eu am mărit pensii și salarii, dar am avut de unde. Ori, de fapt, mesajul pe care îl transmite Victor Ponta în acest moment este că tot acest program de măriri salariale care este anunțat de Partidul Social Democrat este un program nesustenabil și realmente asistăm de la o zi la alta la tot soiul de anunțuri care te pun pe gânduri. Chiar în urmă cu o săptămână, ministrul Muncii a anunțat dublări salariale pentru ca ulterior să spună că de fapt nu vor fi dublări, că vor fi, e vorba de fapt de un soi de echilibrare și aceste măriri vor începe de la 1 ianuarie 2018. Astăzi vine și vorbește despre două norme de hrană pentru fiecare bugetar, ca și cum un bugetar ar mânca de două ori prânzul sau nu ar avea un stomac, ci două. Ori, sigur, se pune întrebarea de ce norme de hrană numai pentru cei din sectorul bugetar, de ce nu și pentru cei din mediul privat. E clar că vorbim de un set de anunțuri populiste care realmente sunt îngrijorătoare, pentru că nu se poate să nu te întrebi de ce tot acest pachet.
PSD se comportă ca și cum ar fi în preajma unei campanii electorale, nu ca un partid care a câștigat alegerile. Este un soi de disperare de a recâștiga un soi de capital politic, pentru că nu a existat probabil niciun partid după 1989 care să fi câștigat alegerile la un scor atât de puternic și să-și fi pierdut încrederea publică atât de repede. Victor Ponta merge direct la țintă, își pune întrebările pe care și le pune toată lumea, în plus reușește să facă o poziție credibilă, cum spuneați, se pricepe, știe, are experiență. Cum vi se pare că această opoziție credibilă vine din interiorul PSD, iar opoziția tace mâlc? Opoziția are propriile probleme. Într-un fel, era normal să avem probleme și pe partea stângă. Nu uitați că există o bătălie pentru putere în Partidul Național Liberal. Se pare că sunt preocupați de cu totul altceva. USR-ul încă învață, de fapt, regulile de opoziție, dincolo de faptul că au fost extrem de vocali, mai ales pe tema ordonanței, dar clar, Partidul Social Democrat are o problemă de imagine. Haideți să luăm, de fapt, ce a rămas după cele prime trei luni, două luni și ceva de guvernare. A rămas scandalul legat de amnistie, grațiere și abuz în serviciu. Ori asta, nu se poate să nu te întrebi, asta este miza Partidului Social Democrat, de cei 2000 sau 3000 de pușcăriași care vor fi eliberați prin grațiere, pentru că atunci când aveam impresia că tema grațiere a fost îngropată și Liviu Dragnea și PSD au făcut câțiva pași înapoi în așa fel încât să se ocupe de guvernare, vedem un Șerban Nicolae care nici nu mai știe ce să crezi, are propria lui agendă, pentru că dacă are propria lui agendă ar trebui să aibă o problemă cu Liviu Dragnea. Pentru că nu se poate să vii cu astfel de modificări fără să ai acceptul, să spunem, al președintelui partidului. Pe de altă parte, vedem un Liviu Dragnea care se disociază și vine și spune eu nu voi susține niciodată amendamentele legate de grațiere. Ori e un joc aici. Polițistul bun, polițistul rău, se pare că nu vrea să renunțe la această, PSD nu vrea să renunțe la această temă a grațierii, care este extrem de toxică în primul rând pentru el ca partid, în condițiile în care sunt nenumărate teme care ar putea fi aduse în spațiu public. Dar, Dan Jurcan, vă rog să rămâneți cu noi și pentru următorul subiect. Vorbim despre intimitatea care a dispărut. Nu există intimitate absolută. Orice conversație, oricât de personală, poate ajunge la un moment dat la o altă persoană. La o a treia, nu cea cu care stați de vorbă. O spune șeful FBI în plin scandal al dezvăluirilor WikiLeaks, care a făcut publice aproape 9.000 de documente secrete despre spionajul cibernetic al CIA. Așa am aflat că agenții americani pot transforma telefoanele mobile, televizoarele inteligente, în dispozitive de urmărire a oricui, oriunde în lume. Even our communications with our spouses, with our clergy members, with our attorneys, are not absolutely private in America. In appropriate circumstances, a judge can compel any one of us to testify in court about those very private communications. There is no such thing as absolute privacy in America. Ca și în alte cazuri, FBI și CIA caută acum sursa dezvăluirilor WikiLeaks. Asupra cui cade bănuiala, ne spune acum Raluca Lunculescu. Bună seara! Bună seara! În acest moment sunt mai mulți suspecți. CIA își verifică angajații care au avut acces la informațiile dezvăluite de WikiLeaks, dar și pe contractorii străini cu care agenții americani au colaborat. Evident, nu este exclusă implicarea unei țări străine și primele suspiciuni se îndreaptă către Rusia. Dacă Moscova a organizat această scurgere de informații, întrebarea este cum a obținut documentele. A reușit să pătrundă în sistemele informatice ale CIA sau poate are o cârtiță în interior. Totuși, Rusia nu pare afectată de aceste suspiciuni, dar a comentat pe marginea dezvăluirilor WikiLeaks. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că știe de existența hackerilor CIA și pentru a nu fi interceptat, nu și-a telefonul cu el atunci când participă la discuții sensibile. Astăzi, fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a promis ajutor companiilor ale căror dispozitive au fost interceptate. I want to announce today that after considering what we think is the best way to proceed and hearing these calls from some of the manufacturers, we have decided to
work with them to give them some exclusive access to the additional technical details we have so that fixes can be developed and pushed out so people can be secured. Cei care urmăresc cu atenție subiectul își aduc aminte de un scandal similar. Era vorba despre NSA, Agenția Națională de Securitate. Era Luca Lunculescu. Cum s-a întâmplat atunci? Se întâmpla în 2013, atunci când un colaborator al NSA, acum deja celebrul Edward Snowden, a povestit lumii întregi cum Agenția Națională de Securitate strângea înregistrările telefonice a milioane de americani. Furnizorul de telefonie era obligat prin ordin judecătoresc să predea aceste înregistrări zilnic și nu erau vizați doar... Informații erau drepturi sacre. În general, libertățile civile erau considerate ca fiind o zonă sacră, dar după 2001... a apărut nevoia de securitate națională când, dacă vreți, drepturile individuale, libertățile civile au fost puse oarecum în paranteză de dragul securității naționale. A apărut și o reglementare prin care, în anumite situații, inclusiv cetățenii americani puteau fi spionați. Dar, pe de altă parte, știrea este că CIA spionează. Adică asta nu e o știre, faptul că CIA spionează. Ceea ce este, într-adevăr, o știre este modul în care CIA s-a o face, pentru că iată, dezvăluirile LeakyLeaks ne arată că CIA a angajat o armată întreagă de hacker care au creat peste 1000 de viruși în așa fel încât să penetreze toate mijloacele de comunicare. Nici asta n-ar fi o surpriză, pentru că vorbim despre Statele Unite, o mare superputere. Orice face o superputere, își definește foarte clar interesele, colectează informații despre adversari, dar și despre aliați, le analizează și intervine atunci când e cazul. Lucrul ăsta îl face America, dar în același timp îl găsim și în Rusia și în alte țări. Chiar și la noi, dacă vă uitați, a apărut un anunț acum în care un serviciu de informații angajează 30 sau 40 de IT-ști. De ce oare? Pentru că, vedeți, odată cu tehnologizarea, de fapt, lucrurile s-au schimbat foarte mult. Spațiul public nu mai este spațiul public tradițional, dar s-a mutat foarte mult în spațiul cibernetic. Spațiul privat, la fel. De obicei, atunci când folosim o rețea de socializare, postăm acolo, dacă vreți, partea publică a identității noastre. Ori serviciile de informații sunt interesate de foarte multe ori de partea ascunsă, ceea ce nu vrem să oferim, pentru că în felul ăsta pot analiza ceea ce la un moment dat devine o amenințare. Dar pe de altă parte, tot acest scandal care apare în Statele Unite legat de... Ați văzut, apare inclusiv o critică a șefului FBI legat de CIA. Sigur, sunt două piste de interpretare. Pe de o parte, chiar pe site-ul WikiLeaks se acuză faptul că CIA și-ar fi creat propriul NSA și atunci ar fi deranjat chiar Agenția Națională de Securitate. Pe de altă parte, lucrând, dacă vreți, într-o zonă care nu este suficient reglementată cu hacker și așa mai departe, e posibil ca chiar unul dintre colaboratori să fi făcut aceste informații publice. Dar ceea ce vreau să spun este că America, de fiecare dată când apare un abuz de putere, dacă vreți, chiar și din partea serviciilor de informații, de fiecare dată are aceste mecanisme de control, de check and balance, prin care, vedeți, abuzurile sunt dezvăluite și automat lucrurile revin în matca lor. Mulțumesc mult, Dan Jurcan, sociolog în direct la Digi24. Scurtă pauză de publicitate, 5 minute, și când ne întoarcem vă vom arăta o reacție incredibilă a Ministrului Sănătății în fața crizei de medicamente vitale pentru copiii bolnavi de cancer de la Iași. Mi s-a spus că nu este medicamentul în spital și că nu se știe când poate fi livrat, deși acesta se regăsește în Programul Național de Oncologie. M-am interesat în străinătate și am reușit să iau aceste medicamente absolut necesare cu suma de aproximativ 9.000 de euro. De aproximativ o lună de zile sunt absente în farmacia spitalului. Poate bolnavul deceda, ce să mai, nu-i faci protocolul, boala avansează, decedează. Nu mai este altă evoluție decât una proastă dacă nu respecti niște criterii. Există înlocuitori sau sunt medicamente de bază? Nu sunt, doamnă, nu-i cum să fie înlocuitor, nu. Ni se alătură jurnalistul Vlad Mixici, în direct prin telefon. Bună seara! Vă salut, bună seara!
Cum vi se pare reacția Ministrului Sănătății? Este, mă miră puțin, pentru că domnul ministru a lucrat 3 ani și ceva în Ministerul Sănătății în poziții de răspundere, director, secretar de stat, dacă nu mă înșel, și medicamentele despre care este vorba acum au fost pe lista medicamentelor care au făcut parte din criza cetostaticelor extrem de mediatizată în urmă cu 4 ani, dacă vă mai amintiți. Atunci, în perioada ministeriatului lui Raed Arafat, scurt, și apoi în perioada ministrului Eugen Niculescu din primul guvern USL, s-a vorbit foarte mult despre asta. A fost o mișcare civică care a făcut presiuni să se rezolve această problemă și după 6 luni de eforturi, problema aceasta se rezolvase, pentru că ea este cauzată de 2 motive. Primul este vorba de niște citostatice care au un preț foarte redus. Au un preț redus la nivelul medicamentelor din această clasă, cam în toată Europa. România, pentru că așa este legea și este politica noastră de stat, are cele mai mici prețuri la medicamente în general din Europa. La noi așa se stabilește prețul la medicamente. Există un coș de 12 țări europene din care noi ne uităm care este cel mai mic preț, care e țara care are cel mai mic preț, și acela devine prețul maxim pe care îl poate avea un medicament pe piața românească. Așadar, aceste medicamente care deja sunt ieftine în România sunt și mai ieftine. Și, din păcate, distribuitorii de multe ori au în minte profitul pe primul loc, pe locul 2 tot profitul și de-abia pe locul 3 vine interesul pacientului și nu aduc întotdeauna aceste medicamente în țară, atâta timp cât nu este profitabil pentru dânsii. Statul român are în această situație 2 variante. Fie să alcătuiască o listă specială de medicamente esențiale care să fie protejate și să primească un regim special de prețuri. Este un lucru pe care l-a făcut fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu, legiferând o listă stabilită de Organizația Mondială a Sănătății, deci nu de o autoritate română, de medicamente esențiale. Pe acea listă erau și câteva dintre medicamentele care au început să lisească din nou din ianuarie-februarie. A doua variantă pe care o are statul român la îndemână este să le aducă cu autorizație de nevoi speciale prin Unifarm, care este distribuitor de stat, este în directa subordinea Ministrului Sănătății, doar că atunci când aduce prin această autorizație de nevoi speciale, le aduce la un preț mai mare sau mult mai mare decât prețul legal în România. Tocmai de aceea este și autorizație de nevoi speciale. Nu s-ar putea face asta pentru copii? Evident că se poate face. În prezent există toate instrumentele legale la dispoziție pentru a se aduce în țară. Nu știu să vă spun de ce aceste instrumente legale nu sunt folosite pentru acest lucru. Mulțumesc mult, Vlad Misici, expert în politici de sănătate, jurnalist în direct la Digi24. Medicul Șerban Brădișteanu, șeful secției de chirurgie cardiacă de la Spitalul Floreasca din București, nu poate justifica 4 milioane de euro din avere. Banii ar putea fi confiscați. E decizia Comisiei de Cercetare a Averilor de la Curtea de Apel București. Hotărârea trebuie însă să fie confirmată și de judecători. De unde vin banii aceștia? Ce se întâmplă în continuare? Ne explică acum Ioana Ciurlea. Bună seara, te rog! Bună seara, greu de spus de unde vin banii, asta încearcă să afle și inspectorii de integritate, asta nici nu poate să justifice cu documente medicul Brădișteanu, dar spun inspectorii că au constatat că aceste sume de bani au fost obținute în perioada 2000-2004, adică atunci când medicul era și senator PSD. Sesizarea ANI este veche din anul 2008, însă abia acum inspectorii au un prim câștig de cauză în instanță, pentru că între timp
timp, sesizarea a fost clasată printr-o ordonanță de clasare pe motiv că a venit mult prea târziu. Sigur, banii nu pot fi confiscați foarte ușor, nici foarte repede. Va urma un proces la Curtea de Apel București, iar decizia de acolo nu va fi una definitivă, așadar un ultim cuvânt în acest caz îl vor avea magistrații de la Curtea Supremă. Pentru cine nu-și amintește, medicul brădișteanu este cel care a primit o condamnare de un an de închisoare cu suspendare pentru că l-a favorizat pe Adrian Năstase. Ne reamintim acea poveste în care fostul premier a fost condamnat la 2 ani în dosarul Trofeul Calității, iar medicul brădișteanu l-a internat la Spitalul Floreasca după ce Adrian Năstase a încercat să se sinucidă. Ioana Ciurlea, mulțumesc pentru informații. Vă spuneam, suntem într-un moment în care se discută despre majorări salariale, despre măsuri de relaxare fiscală. Analiștii vin să tragă un semnal de alarmă însă. Economia este într-un moment foarte periculos. Se numește pantă ascendentă și, în termeni tehnici, este vorba despre un context care arată că economia și-a cam atins punctul maxim. Și după bine, nu poate să vină decât rău. Ăsta este ciclul economic. Teodora Ghenciu ne explică acum. Te rog, Teodora. Bună seara, Cosmin. Jurnaliștii de la cursdeguvernare.ro sunt cei care au pus cap la cap toate analizele făcute în ultimele săptămâni de mai multe bănci comerciale. Analize care toate arătau că măsurile anunțate de guvern pot duce la frânarea economiei. Pe scurt, temerea cea mai mare a economiștilor este că după o creștere mare, urmează o cădere poate la fel de mare. De unde temerea? Analiștii s-au uitat la cifre, o să ne uităm și noi imediat, și au început cu anul de referință 2008, când economia României a avut o creștere spectaculoasă, 8,5%, o creștere record. A fost anul când s-au crescut salariile cu aproape 30%, iar investițiile de pășeau și ele, vedem, 17%, comparativ cu anul anterior, desigur, 2007. Doar că acela a fost momentul în care, la nivel internațional, criza economică începea să producă efecte. A ajuns mai târziu la noi, dar când a ajuns, a anulat aproape tot ce se adunase până atunci. Anul critic, ne amintim, a fost 2010. Criza s-a tradus la noi cu o prăbușire a PIB-ului de 7,1%. Au urmat măsuri drastice de austeritate, cum ar fi scăderea salariilor cu 25%, iar pe partea de investiții, banii au dispărut treptat. Datele de la statistică arată și aici un minus de peste 13%. La fel, comparativ cu anul anterior, 2009, adică tot an de criză. Acum, suntem din nou pe plus, dar analiștii atrag atenția că istoria se poate repeta. 2016 s-a încheiat în felul următor. Am avut o creștere bună, semnificativă, 4,8%. Am fost campioni în Europa, în Uniunea Europeană. Salariile au crescut în medie cu 20%, dar nu am stat la fel de bine la capitolul investiții, pentru că toată lumea, adică investitorii, patronii, firmele, așteptau modificările anunțate la codul fiscal de la începutul lui 2017, cum ar fi eliminarea taxei de stâlp sau a supraaccizei la carburant. Pe 2017, cifrele arată și mai bine, numai ca atenție, de această dată vorbim despre estimări, sunt cifre doar pe hârtie, creșterea prevăzută de guvern ajunge la 5,2%, salariile au crescut și ele deja în medie cu 16%, rămâne însă un mare semn de întrebare ce se va întâmpla cu investițiile. De ce mare semn de întrebare? Pentru că dacă ne uităm numai la luna ianuarie, luna așteptată, spuneam, de toți acei investitori, vedem că doar 0,04% din PIB a fost alocat acestui domeniu investițiilor. Rămâne deci să vedem cum vor arăta cifrele la finalul anului, dar indiferent cum vor arăta ele, ne uităm totuși la ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că facem parte din Europa, iar în Europa lucrurile merg bine. Ceea ce înseamnă, cred specialiștii, că la anul, în 2018 și chiar și în 2019, nu are cum să ne lovească recesiunea. Întrebarea este ce se va întâmpla din 2020 încolo. Teodora Ghenciu, mulțumesc pentru informații. Vorbim acum cu specialistul, economistul Cristian Păun, este în legătură telefonică directă cu noi. Bună seara! Bună seara! Există semințe plantate acum de guvern pentru o viitoare creștere? Cu siguranță, în momentul în care tu crești salariile în sectorul public, pui presiune foarte mare pe sectorul privat din două direcții.
pe de o parte pentru că înseamnă că ai niște resurse care provin dintr-o fiscalitate, să zicem, excesivă și presezi în acest sens sectorul privat. Pe de altă parte, în momentul în care tu vezi că în sectorul public un contabil, un specialist cu anumită calificare primește bani foarte mulți, tu trebuie să te aliniezi cu aceste salarii pe acele calificări și în sectorul privat la acel nivel. Și atunci ești presat și din această direcție, astfel încât ajungi cu costurile salariale într-o zonă periculoasă, care poate ridica la fileu întrebarea dacă mai rămâne în picioare afacerea respectivă sau nu. Ideea este că observăm o creștere a salariilor care presează consumul foarte mult, iar producția internă, producția industrială, investițiile în sectorul privat nu prea parcă țin pasul cu acest consum în puternică creștere. Și atunci observăm că în România au reînceput să apară acele deficite care sunt foarte problematice, mai ales deficitul de cont curent, adică cresc importurile. Cu alte cuvinte, noi creștem consumul, dar din păcate acest consum alimentează alte economii decât economia românească. Și riscăm foarte mult dacă facem așa ceva. Mulțumesc mult, Cristian Păun, economist în direct la Jurnalul de Seară. Mergem acum la Moscova, unde are loc un pelerinaj politic astăzi. Președintele Turciei, premierul israelian, ministrul german de externe, sunt cu toții în Rusia. Oficial, vizitele nu au nicio legătură între ele. Benjamin Netanyahu s-a întâlnit deja cu Vladimir Putin. Mâine, liderul de la Kremlin se va vedea cu Recep Tayyip Erdogan. Cât despre Sigmar Gabriel, șeful diplomației germane, s-a văzut cu Vladimir Putin și cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. În conferința de presă din timpul zilei, Sigmar Gabriel a avut un mesaj pentru omologul său. Alina Mărculescu-Matiș ne spune despre ce este vorba. Bună seara! Bun găsit, Cosmin. În primul rând, Sigmar Gabriel a avertizat că se teme că intrăm într-o nouă cursă a înarmării cu Rusia. De asemenea, oficialul german a recunoscut că există mai multe puncte în care țara sa nu e de acord cu Rusia. Cel mai important dintre ele e, desigur, Ucraina. Și într-un gest foarte interesant, și spun asta pentru că Sigmar Gabriel nici nu fusese întrebat despre acest subiect de către jurnaliști aflați la conferința de presă, oficialul german a ținut să-i dea o replică lui Sergei Lavrov. El a comentat declarația făcută de ministrul rus de externe luna trecută la conferința de la München, în care Sergei Lavrov vorbea despre nevoia unei noi ordini mondiale post-occidentale. Să vedem întâi ce a spus Sergei Lavrov atunci. Ich muss Sergei, auch wenn es auf Pressekonferenzen unüblich ist, dir an einem Punkt widersprechen, weil der für unser selbstverständlich wichtig ist. Ich habe mich gewundert, dass da in München gesagt wurde von dir, es sei eine postwestliche multipolare Welt, weil ehrlich gesagt mein Verständnis von westlich war immer, dass wir keine sozusagen einseitig polare Welt haben wollen. Wir verstehen den Begriff westlich nicht als geografischen Ort. Im Zweifel gab es Leute auf dem Tahrirplatz, die in Kairo westliche Werte vertreten haben und in westlichen Staaten Politiker, die sie verletzt haben. Es hat eher was mit Freiheit, Demokratie und Menschenrechten zu tun und nicht mit geografischen Verortungen. Ich zucke ein bisschen bei der postwestlichen Welt. You see, we already have a discussion here. I don't mean geographically the West. I mean historically. The West is quite a tricky term today. So for what happened in Egypt, well, maybe they've been standing up for Western values, but the Muslim Brothers now are in power, as you know. Papa Francisc acum. El atrage atenția asupra pericolelor care se ascund în spatele celebrității, al idolatrizării. O face într-un interviu pentru cotidianul german Die Zeit. Spune suveranul pontif că orice formă de idolatrizare a unei ființe umane are și o componentă păcătoasă, una subliminal agresivă. Să nu-ți faci chip cioplit este una dintre cele 10 porunci, poruncă readusă în discuție de Papa Francisc atunci când este întrebat despre celebritate în spatele căreia, crede el, se ascund multe pericole. Nu trebuie să uităm că orice formă de idolatrizare a unei ființe umane este întotdeauna însoțită, de asemenea, de un grad de agresiune subliminală. Dacă eu sunt idealizat, mă simt sub atac.
Nu mă văd ca fiind special. Sunt un păcătos. Sunt supus greșelii. Nu este singura declarație surprinzătoare a suveranului pontif. Întrebat de jurnaliștii germani dacă a pus vreodată sub semnul întrebării existența lui Dumnezeu, Papa Francisc recunoaște că a avut și el astfel de momente pe care le numește de deșertăciune. Dar, mai spune tot Papa Francisc, tocmai aceste momente de criză oferă șansa de a crește, de a evolua și orice credință care nu trece prin crize rămâne într-un stadiu infantil. În același interviu, Papa Francisc a atras din nou atenția și asupra pericolului reprezentat de populism. Într-un an în care în multe state europene, printre care și Germania, au loc alegeri. Suveranul pontif spune că populismul este dăunător și se sfârșește rău, așa cum ultimul secol ne-a demonstrat. În plus, adaugă Papa Francisc, populismul este incompatibil cu valorile creștine. Explică și de ce. E o doctrină care are nevoie de o figură mesianică pentru a avea succes. Despre bucurie acum, minute incredibile pe Camp Nou, unde FC Barcelona s-a calificat în sferturile de final ale Ligii Campionilor în fața echipei PSG. Deși părea imposibil, catalanii au întors rezultatul din tur când au fost învinși la Paris cu 4-0. FC Barcelona a reușit să marcheze 6 goluri și să-și trimită susținătorii, dar și comentatorii sportivi într-un amestec de uluire și extaz. Neymar, apare Sergio Roberto! Das timu Sergi! Mergem acum la Madrid. Ciprian Bălțoi, bună seara! Bună seara! Domnii pe care i-am văzut sunt cunoscuți sau au devenit aseară? Au devenit celebri în aseară după această partidă fantastică. Comentatorul pe care l-ați văzut era de la Cadena Ser, un post de radio în limba catalană, și continuarea clipului a înduieșat pe toată lumea, pentru că în mod normal o partidă de acest gen e comentată de 4-5 comentatori la un loc. Ei bine, acesta a prins momentul gol.